văzut lumina zilei. Într-o casă între Carpați, pe pământul României, cu oameni buni și minunați, am venit acum acasă să vă spunem tuturor, Dumnezeul nostru mare vă iubește cu mult dor. România, țara mea, Dumnezeu Dumnezeul veșnic vrea să-i deschizi lui inima ta, el mântuire îți va da. Dumnezeu l-a dăruit pe Iisus pentru oricine. Dacă crezi, ești mântuit, te iubește și pe tine. Doar în El tu vei avea, Românie, țara mea, fericirea pe pământ și o viață veșnică în curând. Românie, țara mea, Dumnezeul veșnic vrea să-i deschizi lui inima ta, el mântuire îți va da. Românie, țara mea, Dumnezeul veșnic vrea să-i deschizi lui inima ta, el mântuire îți va da. Românie, țara mea, Dumnezeul veșnic vrea să-i deschizi lui inima ta, el mântuire îți va da. Doamne, binecuvintează România și pe toți care locuiesc în această țară frumoasă. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți în această seară de vineri împreună cu noi, cu grupul Messengers, în acest edificiu, lăudându-L pe Cel care este vrednic de toată lauda. România, țara mea, a fost inspirată de Dumnezeu în viața mea imediat după Revoluție, în anul 1991, când ne pregăteam să venim pentru prima dată în România. România a rămas, anii au trecut, noi trecem, alții pleacă, alții vin, dar Dumnezeu rămâne veșnic pe tron de har, de îndurare. Scriptura cuvântului, cuvântul Său
nu se schimbă, transformă vieți, aduce bucurie, pace și mântuire. Și iată-ne și în această seară, vineri, cred că este 16 iunie 2023, lăudându-L pe Domnul în acest loc, în sala Transilvania, în orașul natal, aici, între Carpați, unde ne-am născut și noi mulți ani în urmă. Suntem dependenți de Domnul și de El depindem în fiecare zi. Depind de Tine. Fie Domnul care ne poartă de grijă. Și la Sibiu așa e, poartă de grijă Dumnezeu în casele dumneavoastră. Pâinea care ne-o promite El, apa, acoperișul, hainele, ne dă mai mult decât avem noi nevoie. El este credincios, plin de dreptate, de bunătate, de credincioșie, și dragostea Lui ne cuprinde pe fiecare. Vedeți dumneavoastră, lucruri pe care gândul nostru n-a putut să le conceapă au venit peste această planetă și te-a afectat și pe tine, și pe tine, și pe noi, oriunde am fi locuit în această lume. Această pandemie zisă ne-a afectat într-un fel sau altul. Noi ne vom aduce aminte de această perioadă de trecerea din viață a tatălui nostru, Anton Damian. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi împreună cu mama, și 40 de ani în urmă
la vocea Domnului și-a luat 7 copii, 13 valize. Se vor împlini 40 de ani luni, acum care vine, pe data de 19. Și mi-aduc aminte de acea zi ploioasă, ca și astăzi, când pe strada Sofocle s-a înșirat de o parte și de alta, parcă era un fel de mormântare sau nuntă, nici nu știu ce, dar mult la mormântare, că erau toți îmbrăcați în negru, mi-aduc aminte, copil de 22 de ani. Și până la gară ne-au însoțit frații și surorile din biserica, pe atunci nu era nume, Biserica Pentecostală unde slujeam. Și de pe acel peron pe care l-am vizitat ieri împreună cu familia noastră, și o să-i cunoașteți mai târziu, am zis, mă urc în acest tren și niciodată nu voi mai veni în România. Mi s-a rupt inima într-un fel, dar într-alt fel abia așteptam să ajung în libertate. Și Dumnezeu a fost credincios și prin toate lucrurile pe care ne-a trecut, pe noi ca și familie, și puteți să recunoaște și lucrul acesta în familia dumneavoastră, El ne-a purtat de grijă și ne-a scos biruitori. Tăticul avea o vorbă, spune-le tuturora când mergi, le-a făcut Dumnezeu bine, dacă Dumnezeu ți-a făcut bine în toți acești ani, dacă s-a atins de tine, de casa ta, te-a vindecat, a intervenit în mod miraculos în familia ta, printr-o ridicare de mână la Sibiu. Doamne, și eu am beneficiat de credincioșia ta, de iubirea ta, de har, de viață, de vindecare și îți mulțumesc. Cântecul acesta a fost scris în timpul acelei pandemii, inspirat din Marcu, capitolul 4, versetul 37 până la 41. Probabil se potrivește și cu tine prin situația pe care te treci. Iisus este la cârmă.
putere să oprească orice furtună din viața ta și a familiei tale. Nu zice un președinte, nu zice cel mai bogat om din lume, zice Creatorul care ține suflarea fiecărui om în mâna Lui, a fiecărui pământean. Lăudat să fie Domnul pentru har, pentru binecuvântări și credincioșia divină. Sibiu este un loc deosebit. România, să știți că e tare frumoasă. Am colindat-o anul acesta cu acești oameni minunați. De vreo două săptămâni suntem împreună. Și frumos și Galațul. Mergi la Botoșani, extraordinar, în Bucovina, în Moldova. Niște oameni harnici. Cobor în jos la bistrițenii. Bistrițenii zic că noi suntem cei mai tari, mă. Uite la casele ce le avem și la drumurile ce le avem. Exact, sunt niște oameni harnici, foarte faini. Păi te duci în sus, încolo. Ați auzit de Negreștoaș? Am încercat, am zis, sunteți săraci pe aici, avem niște ajutoare pentru voi la Negrești. Și spune, aici nu sunt săraci. Cred că e primul oraș de când umblăm în România, când i-au zis, dați în altă parte ca aici, la Negrești, Oaș. Păi acolo curge lapte și miere și munții aceia și oile multe și caș și brânză. România e extraordinară, oameni minunați peste tot. Cobor la Oradea. Păi centru cel mai grozav acolo, cu muzica înaltă, v-ați auzit de BBSO, o muzică deosebită. Domnul să binecuvinteze această platformă și această biserică. Și unul, doi dintre reprezentanții bisericii BBSO sunt cu noi. El este Emi Ocoș și Natalia. Lăudați să fie Domnul pentru slujirea lor și ne însoțesc în tot acest turneu. Chiar Oradea, cred că aproape a depășit, acum azi, acolo împinge un pic, dar tot Sibiu în număr. Și apoi cobor la Arad. Yes! Ce are Oradea, nu are Sibiu și invers. Ce are Sibiu, nu are Oradea. Dar peste tot am întâlnit oameni. Oamenii fac locurile, frumusețea și căldura lor. Cobor la Arad, care zice ei, cum zice Banatul? Fruncea. Noi suntem frunce acolo și oameni deosebiți și la Arad și o biserică care propovedește Evanghelia, biserica Harvest, păstorită de fratele Cristi Barbosu. El trece chiar acum prin niște văi, printr-o boală și ne roagă toți creștinii români să se roage pentru el și Dumnezeu să-i dea vindecare, căci numai el poate să se atingă să facă un miracol în viața lui. Și ne vom ruga pentru fratele Cristian. Dar tot de la Harvest, împreună cu noi, sunt acești tineri minunați. David Bulzan, cu o chitară roșie, dar mai important că astea sunt degetele lui pe chitară. Lăudați să fie Domnul pentru slujirea lui. Și acolo în cușca aia e un băiat, e motor de Mercedes ăsta. În continuu, perfect bate tobele, este Cristi Catrința. Tobele sunt foarte importante. Dacă ăsta merge aiurea, toți ne dărâmăm. Să ieli baza. Nu. Și apoi mai târziu vă spun și celelalți trei, bine? Noi umblăm de două săptămâni împreună, lăudând pe Domnul. Și uite, am ajuns și la Sibiu. O, am uitat de Petroșani. Să ne rugăm pe Petroșani. Acolo este Florin Druțu. Domnul să binecuvânteze acele meleaguri și frumoasa Valea Târgu Jiului. Dar aici la Sibiu, aici e leagănul unde Dumnezeu ne-a format și m-a format pe mine ca slujitor în ale muzicii. Și aici a trăit un om care Dumnezeu a hăruit Sibiul să vină de pe male, de pe partea aceea Galațului, de pe partea Dunării. Dumnezeu l-a adus și l-a așezat pentru o vreme în Sibiu. Și beneficiază lumea întreagă a muzicii și bisericile de peste pretutindeni de capodopera acestui om hăruit de Dumnezeu, care ne-a spus că numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. Te aleg mereu, te aleg mereu. O iubire, ce iubire, din tine a venit iubire. Și apoi atâtea și atâtea cântări de dorul tău, Iisus iubit. Hai mai ziceți dumneavoastră, frate Ilie, zi două, trei cu alte. Cu noi este Dana, fiica dânsului. Dumnezeu a hăruit Sibiul și pe mine. Pe mine m-a atins acest om extraordinar. Spun acest lucru pentru că următorul cântec, iubire, iertare, este un pic o esență a lucrurilor pe care fratele Nicolae Moldovanu m-a învățat. De mic copil mi-a spus, de tânăr fiind, mă Dănuț, axează-te pe mesaj.
am văzut un dar de la Domnul în viața mea și a zis, totdeauna când mergeam la dânsul și pe urmă când îl vizitam, axează-te pe mesaj și ambalează mesajul acela, adică pune-l într-un ambalaj, cât de colorat să fie el pentru generația ta, dar mesajul să rămână, pentru că ambalajul trece. Și am meditat totdeauna și am ținut cont de sfatul acestui frate minunat și deosebit. Iubire, iertare, este vorba despre calvar, despre jertfa Domnului Iisus Hristos, care ne-a cuprins pe toți, și pe dânsul, și pe noi, pe toți. Ce ridicate către cer, ca la radio Vocea Evangheliei, cântați cu noi. Ca Golgota nu-i niciunul în univers, în Israel, al dragostei ce dă-i nu ește, din veșnicii în veșnicii. E ancora credinței vie, iertarea sfintei mântuiri. Iubire, iertare, o viață nouă e Golgota.
plătit Iisus pentru viața ta. L-a plătit Iisus pentru viața ta. Ce veste, oh, ce minunată veste! Cele 28 de cuvinte din Ioan 3 cu 16. Ia să le zicem toți. Ioan 3 cu 16, să zice stare ca la școala duminicală, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pe câți dintre dumneavoastră v-a mântuit Hristos și iubirea Lui v-a cuprins viața? Puteți și ați răspuns la aceste iubiri. Puteți ridicați o mână. O, ce har! Îmbogățiți la calvar. Următorul cântec este pentru tine, drag prieten, cel care s-a dat pe sine. Domnul să binecuvinteze și vocea Evangheliei, radio vocea Evangheliei, care dau aceste cântări și nu numai acestea, multe, multe altele. Binecuvântat să fie numele Domnului peste orașul Sibiu și Evanghelia Lui să meargă din ce în ce tot mai mult și mai mare să fie acest mesaj. Omule, ce-a spus?
Reînnoim cuvântul de bun venit celor care v-ați atașat în seara aceasta mai târziu. Vă salutăm și pe dumneavoastră și de asemenea salutăm pe cei care ne urmăresc în transmisie. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Declarăm că evenimentul acesta este dedicat Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pe El îl proclamăm și numele Lui îl înălțăm. Numai că acest eveniment, grupul de The Messengers și-l asumă ca a 40-a aniversare de când ați început. Pentru noi toți este o bucurie că ați poposit la Sibiu, numai că, așa cum spuneați, generațiile s-au schimbat. Nu știu dacă toți cei prezenți sau cei care ne urmăresc știu cine este grupul The Messengers care aniversează 40 de ani de existență, așa că o să vă rugăm să ne spuneți cine este grupul The Messengers, în mod special pentru cei mai tineri. Pentru cei mai tineri, grupul The Messengers, acum cum să zic, suntem un grup mai bătrân, mai trecut prin viață, mai în vârstă, mai... Era în 1983 când în orașul Portland, în statul Oregon, s-a înfăptuit și a luat ființă gândul ce-l aveam încă de aici, din Sibiu. Dorința mea, poate mulți știți sau cei mai tineri nu știți, când tăticul și mămica a zis vom merge în America, la 22 de ani nu știai. Știam despre America, o să mănânc gumă de mestecat, o să beau Coca-Cola, și dorința mea era, din alte puncte de vedere, să înregistrez o casetă cu muzica pe care deja o scrisesem în Sibiu. Poate vă aduceți aminte de cântecul ăla, hai mai fă, mai fă, încă un pas, poate așa se scrisă. Și mai multe altele, și cu alte cântece pe care le-am scris în Statele Unite, voia ta, nu voia, mi-a adus aminte de cântarea aceea. Sau ăștia mai tineri nu știu. You're right, ai avut dreptate. Că, deci, cântări de acum 40 de ani, 30 și ceva de ani. Dar biserica, cred că cei mai în vârstă o cunosc. Asta a fost dorința mea, să înregistrez pe o casetă și să o trimit în România. Și un alt lucru ce am vrut să fac în America, primul lucru, să-mi cumpăr Adidas albi. Ăsta la 22 de ani, să nu fie din ăla... Ăștia mai bătrân ca mine. Vă duceți aminte de Adidas ăia chinezești, care ți-au dat picioarele în ei. Să aduceți să? Fratele Ilie zice, da, mi-aduc aminte. Sau am zis, atât m-am săturat că le cosea tăticul cu, câteodată cu sârmă, că nu avea bani să ne cumpere la toți. Și am zis, las că ajungă în America și îmi cumpăr eu Adidas din aia de piele. Și a fost primul lucru ce l-am cumpărat în America. Cumnatul meu, George, mi-a dat $10 când am ajuns pe aeroport și așa am zis, $10. Și am văzut o pereche care costa 9,99. Cum sunt prețurile aici la dumneavoastră? Și am zis, am destui bani, încă trebuie să mai dea un cent înapoi. Și am cumpărat Adidas albi. Și dacă vă veniți în cameră la mine, la hotel aici, o să găsiți din nou cu mine niște Adidas albi. Sau îmi place Adidas albi. Da, mulțumim pentru acest scurt istoric. Și mai aș avea o întrebare pentru publicul larg. Cum a venit ideea prezentării și începutului Păstorului cel Bun, a proiectului, a programului Păstorul cel Bun? Păstorul cel Bun a fost un gând, noi nu știam nimic despre televiziune, ne-a chemat acolo o televiziune locală, pe noi ca și etnici, să cântăm în limba română. Și după ce am creat o relație cu acel director de televiziune, care se numea Marta Lewis, și ne-a spus, eu m-am născut în Salonta, dar de mic bebeluș am plecat cu părinții în Ungaria și la o vârstă oarecare am ajuns în America, dar vreau să ajut România pentru că m-am născut acolo în Salonta. Și a făcut tot ce a putut dânsa să ne pună la dispoziție tot echipamentul și să creăm acest program Păstorul cel Bun. Acesta a fost în anul 1997. Ați auzit de Mihaela Oancea? A fost primul moderator. Prima temă a fost păcatul. Și câțiva pastori și un preot din local din Portland a făcut prima emisiune. Și de atunci, uite, frate Petru a trecut 26 de ani. Și aici la Sibiu se găsește sediu, se găsește redacția emisiunii de atâția ani. Și pe această cale mulțumim
fratelui nostru mai mare, unde ești Nicu? Nicu Bișboacă și Cornelia. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru slujirea voastră, dedicare. Și apoi tuturor bisericilor care au susținut de-a lungul anilor, tuturor, că n-am vă știut neapărat cum numele, dar vă știți dumneavoastră, și pastorilor locali, vă mulțumim din inimă, lăudați să fie Domnul. S-au dat mii și mii și zeci de mii de Biblii în toată România. Da, proiectul sau programul Păstorul cel Bun a fost, este și credem că va rămâne o binecuvântare, nu doar pentru comunitatea sibiană, ci pentru întreaga țară. Și de ce nu, am auzit oameni care s-au mântuit dincolo de granițele României, români din diaspora. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Înainte ca să îmi închei scurtul meu, așa, scurta mea abordare pentru voi, bănuiesc că în timpul prezentării întregului grup, că va fi și un astfel de moment, am vrea să vedem cine sunt cei care compun grupul de Messengers și cântă cu familiile lor. Așa că cei trei băieți am vrea să se expună publicului, să se facă vulnerabil și să ne spună cine sunt. Eu sunt Radu, sunt al doilea băiat dintre băieți, al patrulea din cei nouă. I know, it's the time. Pe mine mă cheamă Narcis. Eu am avut 11 ani când am plecat în 83 de aici din Sibiu. Avem 5 copii, o să-i prezentăm un pic mai târziu. Sunt bucuros să fim aici cu sibienii noștri, Sibiu's number one. Și eu sunt Dan. Sigur, grupul va fi prezentat. Pe lângă grupul de Messengers, în seara aceasta avem un invitat special care va predica cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de pastorul Ioan Sas. Dumnealui este profesor cadru didactic la Institutul Teologic Pentecostal din București. Dumnealui vine de la Beclean. Îi mulțumim că s-a învoit pentru seara aceasta să aducă cuvântul lui Dumnezeu. Îl salutăm cu toată bucuria. La momentul potrivit, dumnealui va predica cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate Sas. Profita de momentul ăsta pentru că sunt cei 40 de ani de existența grupului de Messenger și noi ca și comunitate sibiană ne-am gândit să spunem un mulțumesc frumos grupului de Messenger și să oferim o mică atenție ca un semnal de aducere aminte, ca un semn de aducere aminte pentru dumneavoastră, pentru grupul lărgit, pentru lucrarea de Messengers. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am fabricat. Am produs o plachetă din partea comunității sibiene. Biserica Emanuel acordă grupului de Messengers la aniversarea a 40 de ani de activitate de la primul concert public și Dumnezeu să vă binecuvinteze. 40 de ani de activitate, pastorul Brie Ioan, care nu este prezent, m-a rugat să înmâneze această plachetă și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Primiți și un cadou și vă rog să-mi dați voie să înmânez placheta aceasta celui mai... Bătrân. Nu celui mai bătrân, celui cu mai multă activitate în grupul de Messengers. Hai, Dumnezeu să te bine. Dumnezeu să te bine. Foarte, foarte frumoasă. Ia uite, o să o păstrăm la loc de cinste și veți fi Biserica Emanuel și toți prezența aici a bisericile care sunt la inima noastră, Sibiul, în rugăciunile noastre. Apreciem enorm de mult. Vă mulțumim. Aș vrea să primiți și buchetul ăsta de flori așa de frumoase, proaspete, create de mâna lui Dumnezeu, ca melodiile voastre. Și vreau să spun, Dan, că muzica voastră a grupului Mesagerii, spre deosebire de aceste flori, nu se va oferi niciodată. Fiecare piesă a fost o binecuvântare pentru fiecare ascultător al postului de radio Vocea Evangheliei,
nu numai din Sibiu, ci din întreaga țară. Melodiile voastre se cântă în bisericile evanghelice din toată țara, au fost cântate, fiecare dintre ele încă este în inima ascultătorilor și în inima celor prezenți. Uitați-vă câți au venit aici, pentru că vă iubesc și vă iubesc muzica voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumesc mult, Cristina! Mulțumesc. Și Caius, să fii binecuvântat și toți ceilalți că relucrați la acest post extraordinar de Vocea Evangheliei. Anii trec, Dumnezeu rămâne, muzica este un limbaj extraordinar care va rămâne pe buzele și inimile multor oameni. Apreciem enorm de mult acest gest. Cine vine să... Da. Totdeauna lui Narcis i-au plăcut florile. Și asta, și asta. Din nou, mii de aprecieri. Ieri am dus... O să-i cunoașteți mai târziu pe cei cu care am venit în acest an în România și am dus la sat, i-am dus la Roșia de Seca și acolo de unde, mulți ani în urmă, în anii 50, tatăl nostru de acolo a venit în Sibiu, în acel sat el s-a născut și împreună cu mămica Elena Damian ne-a avut pe noi, cei 9 copii. Rugăciunea lor a fost când să ne dai, Doamne, câți copii vrei, dar să le dai din darul muzicii. Și Dumnezeu, în mila și îndurarea Lui, ne-a dat fiecare dintre noi câte un strop din muzică și mulțumim Lui Dumnezeu, să recunoscători Lui. Și acum un mic video cu cel ce a fost tatăl nostru, Anton Damian. Zi și noapte de drag Iisuse Sfânt, al iubirii mele cânt, zi și noapte te doresc. Ați ales în această seară, în această dupămasă frumoasă, frumoasă aici, dar și afară, să fim și împreună cu acești oameni minunați, dar este cineva deasupra tuturor. Și acest cineva este Domnul nostru Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui în veci. Înainte să împărtășim câteva gânduri din Scripturi, aș vrea să împărtășesc, să citesc, de fapt, un mesaj pe care conducerea cultului creștin penticostal îl are pentru misiunea The Messengers și dați-mi voie să dau citire acestui mesaj.
Dragi membri ai grupului The Messengers, cu bucurie și recunoștință în inimă, vă felicităm cu ocazia aniversării a 40 de ani de slujire a Evangheliei prin cântare. Această aniversare este un moment special pentru voi, deoarece marchează 4 decenii de dăruire, pasiune și devotament în a aduce lumină și speranță în viețile oamenilor prin muzică. În același timp, această aniversare este un moment special pentru noi, credincioșii din cultul creștin penticostal, deoarece suntem datori să ne uităm cu recunoștință spre Domnul, care v-a folosit pentru îmbogățirea spirituală a tuturor celor ce se închină în bisericile noastre. Îi mulțumim Domnului și vă mulțumim și vouă pentru că prin voi am primit o inestimabilă zestre spirituală. Cântecele voastre sunt cântate și fredonate atât în biserici mari, cât și în biserici mici, în casele celor credincioși, dar și în singurătatea celor care caută mângâiere de la Domnul. De-a lungul anilor v-ați dedicat talentul și vocea în slujba mesajului divin, transformând cuvintele în acorduri pline de emoție, dar și de putere. Fiecare notă cântată a fost o mărturie a credinței voastre și a devotamentului vostru în a răspândi Evanghelia în România și printre românii din întreaga lume. Dumnezeu, prin intermediul muzicii voastre, a inspirat, a vindecat suflete și a dus speranță în inimile celor ce vă ascultă. Eforturile voastre au avut un impact profund în bisericile din cultul creștin penticostal și nu numai. Ați fost farul care a ghidat suflete în căutarea adevărului și ați încurajat pe cei descurajați să se poată ancora în Domnul. Prin armonia și energia voastră, ați creat momente de întărire spirituală și de conexiune profundă cu Dumnezeu. 40 de ani de slujire nu sunt doar o realizare remarcabilă, ci și o mărturie a perseverenței, dedicării și dragostei voastre pentru misiunea pe care ați îmbrățișat. În această zi de sărbătoare, vă admirăm pentru munca voastră de durată și pentru frumusețea pe care o aduceți în lume prin intermediul cântecelor voastre. Vă mulțumim pentru toate momentele de bucurie și emoție pe care le-ați adus în viețile noastre. Sunteți o sursă de inspirație și o binecuvântare pentru noi. Continuați să străluciți cu muzica voastră și să împărtășiți darul vostru cu oamenii trăitori în această lume. Ne rugăm ca drumul vostru să fie întotdeauna presărat cu biruințe, împliniri și binecuvântări. Felicitări The Messengers pentru această aniversare specială. Sperăm că această nouă etapă în călătoria voastră va fi și ea plină de realizări, momente deosebite, cu o și mai mare încărcătură spirituală. Să continuați să vă dedicați vocile și talentele pentru a răspândi lumina și speranța în lume. La mulți ani! În numele cultului creștin penticostal, pastorul Nelu Filip, președintele cultului creștin penticostal din România. Și eu spun alături de acești dragi frați, Domnul să vă binecuvinteze și, cum se zice astăzi, la cât mai mulți ani. Acum, nu ca să vă deranjez, ci ca să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să stăm ridicați pentru câteva clipe și pentru un scurt mesaj din Scripturi în seara aceasta, o să citesc din Luca, din capitolul 9, începând cu versetul 57. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 57. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și pleca capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns:
oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Încep printr-o destăinuire, o mărturisire pe care o fac publică și trebuie să mărturisesc, îmi place foarte mult muzica pe care o cântați, muzica The Messengers, și m-am trezit uneori că nu știam cântări pe care le cântam, cu care eram obișnuiți, pe care le cântam în biserică, nu știam de cine este compusă. Mai târziu am aflat că multe dintre cântările pe care noi de fapt le cântam, le împărtășeam și erau normale pentru bisericile noastre, erau compuse de către voi. Abia mai apoi, când ne-am cunoscut, când ne-am împrietenit, le-am cântat și cu mai mare drag. Însă una dintre cântările mele cele mai aproape de suflet este o cântare compusă, de fapt autorul versurilor este Traian Dorz și compozitor este fratele moldovean. O creștem iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te ruga. Întotdeauna mi s-a părut o cântare care depășește toate limitele, o cântare care nu încape în normele, în capacitatea noastră de analiză, de sinteză, trece dincolo de lumea aceasta, trece dincolo de nori. Este cântarea care ne smulge de pe pământ și ne duce dincolo de ceea ce ne ține încă legați în timp și în spațiu. Însă, pentru că vorbesc în Sibiu și întotdeauna am avut apreciere pentru sibieni, dar cu siguranță pentru acest nume mare al creștinismului din România, fratele Niculiță Moldoveanu, am fost inspirat în mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru seara aceasta, de câteva versuri pe care el le-a și scris și a compus și melodia pentru ele și spune așa: să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Chiar de-aș fi silit prin chin, ori pe un drum cu flori de crin, să nu merg după un străin, ci să calc de plin urma ta curată. Pentru că mesajul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră este o întrebare la care va trebui să răspundem. Și refuzul nostru de a răspunde la această întrebare este tot un răspuns. Și întrebarea o lansez încă de la început și anume: de ce l-aș urma pe Hristos? De ce l-aș urma pe Hristos? Pentru cei care deja îl urmați pe Hristos, reformulez puțin schimbat, de ce îl urmez pe Hristos? De ce continui să-l urmez pe Hristos? Ce mă face? Ce mă determină? Ce mă motivează să continui să-l urmez pe Hristos? Dacă încă n-ai intrat pe calea aceasta de a-L urma pe Hristos, probabil îți spui aceeași întrebare: de ce L-aș urma? Cine este acest Hristos? Cu ce mă ajută? Ce îmi face? Ce motivație am? Ce mă poate determina să încep să pășesc după Hristos? Să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Dar de ce să merg după Hristos? Trăim într-o lume atât de tulbure și confuză. Întâlnesc zilnic atâția oameni debusolați, fără direcție, fără scop, fără motivație, resemnați. Este suficient să vă aduc aminte doar știrile de ieri, alaltă ieri, care au circulat pe toate posturile sau pe multe dintre posturile de televiziune naționale din România, legat de ambiția unora de a rescrie Biblia și a reface o religie cumva în care să încăpem toți, că este o carte prea învechită, cu multe erori, o carte homofobă, și și-au propus unii să rescrie Biblia. Ceea ce nu știu acești oameni care vor să rescrie Biblia este că nu-s primii. Că de 2000 de ani au tot fost oameni pe pământ care fie au vrut să o rescrie, fie să o ardă, fie să o distrugă, fie să scape de ea pentru totdeauna. Și în ciuda acestui fapt, cea mai tipărită, cea mai răspândită și cea mai citită carte în continuare
a rămas Biblia, pentru că Biblia nu este o carte, este Dumnezeu însuși vorbindu-ne nouă, lăudat să fie Domnul. Oameni debusolați, vremuri de confuzie, intimidare, dezinformare, vorbești cu tineri și mie mi-este drag să stau în prezența tinerilor, tot timpul sunt între tineri, nu ca să mă ascund, ci pentru că îmi place în prezența lor. Dar observ că vine o generație care nu că și-a pierdut visele, nu le-a avut niciodată. Le este furată inocența, le sunt zdrobite motivația și speranța. Vine o generație care nu se mai ghidează după norme absolute, ci se ghidează după așa ziși influencers. Mă uit la adulți, bun, tineri, încă nu s-a așezați, încă nu-și cunosc bine identitatea, încă se caută pe ei înșiși. Dar mă uit la adulți și văd o generație la fel de debusolată, dezamăgită, trădată în căutările lor. Mă uit la oameni în vârstă, cu experiență, și observ un lucru pe care, nu știu de ce, încet, încet îl simt tot mai apropiat de inima mea. Să fie vârstă? Am întâlnit mulți oameni în vârstă care spun, nu ne mai regăsim pe pământul ăsta. Parcă trăim într-o lume care e absurdă pentru ceea ce știm și am trăit noi ca oameni. Nu mai face sens ceea ce se întâmplă astăzi în lume, nu ne mai găsim locul pe aici. Ne simțim atât de străini în locul care altă dată era acasă. Totul este pe dos. În această lume, așa cum am spus, debusolată, ne punem întrebarea încotro să o apucăm. Avem senzația uneori că ne învârtim într-un cerc, facem mișcare fără deplasare, ne mișcăm, dar nu mergem nicăieri. Se strică lucrurile de la o zi la alta, se rup relațiile, se frâng inimile, nu mai este loialitate, nu mai este dragoste, o așteptare nesfârșită a ceva mai bun care niciodată nu mai vine. Și atunci revin la întrebare. De ce l-aș urma pe Hristos? De ce continui să-L urmezi pe Hristos? Care este sensul vieții care duce undeva? Oamenii nu mai vor să facă nimic, îi vezi debusolați, dezamăgiți, pentru că orice au încercat să facă în ultimul timp nu-i mai duce nicăieri. Se zbat din punct de vedere material și sărăcesc. Investesc în relații și sunt trădați. Caută fericirea și sunt tot mai nefericiți. De ce l-aș urma pe Hristos? Aș vrea să ne uităm în această Evanghelie pe care am citit-o și Evanghelistul Luca, o să fac o scurtă prezentare în 2-3 minute ca să facă sens ceea ce voi spune, Evanghelistul Luca, încă de la începutul Evangheliei, descrie scopul pentru care el se lasă condus de Duhul lui Dumnezeu ca să scrie ceea ce noi citim astăzi drept Evanghelia după Luca. Și spune așa în versetul 34, capitolul 1. Am găsit și eu cu cale prealesule Teofil, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Când citim Evanghelia după Luca și vorbesc pentru toți de acum și pentru cei care încă n-au citit, pentru că sper din toată inima să ne apropiem de acum de Cuvântul lui Dumnezeu, singura normă care merită să fie cercetată. Când citim Evanghelia după Luca, această ordine pe care Luca spune că a prezentat-o, a căutat să o prezinte, nu este o ordine cronologică. Luca nu scrie într-o ordine cronologică Evanghelia sa, ci este o ordine logică. Există un construct teologic care întărește argument după argument după argument. Și de aceea Evanghelia după, în mod special când citim în Evanghelia după Luca, cu atât mai mult trebuie să fim foarte atenți la contextul în care o imagine este plasată ca să ne descopere înțelesul întreg.
Am spus lucrurile acestea pentru că am mai putea să comparăm Evanghelia după Luca cu o galerie de artă. Imaginați-vă că intrați într-o galerie, ați fost la Louvre, sper, nu? Dacă nu, mergeți, că merită. Și intri într-o cameră, intri pe un hall, de exemplu, și începi și vezi tablou după tablou, după tablou, după tablou, după tablou. Și la un moment dat ai impresia că un tablou îl descrie pe celălalt și celălalt tablou îl descrie pe celălalt. Și când te oprești în dreptul unui tablou, este întreg doar dacă te uiți și la celelalte care sunt alături de el. În seara aceasta am încercat să aduc înaintea dumneavoastră un tablou din această galerie pe care Luca o prezintă, când trei oameni vin cu aceeași dorință. Ce să facem ca să te urmăm? Cum să te urmăm, Doamne? De ce să te urmăm? Dar tabloul acesta nu este întreg dacă nu ne uităm la celelalte tablouri care îl completează, care îl acompaniază. Și iată care sunt celelalte tablouri alăturate acestui peisaj, acestui tablou pe care l-am adus înaintea dumneavoastră, în care trei oameni pun aceeași întrebare sau sunt confruntați cu aceeași întrebare. De ce l-aș urma pe Hristos? În momentul în care primim această invitație, de ce l-aș urma pe Hristos, o întrebare normală, absolut normală, este: cine este acest Hristos ca să merită să-L urmez? Cum este acest Hristos ca să știu că mă duce într-o direcție bună? Și evanghelistul Luca ne pune niște tablouri alăturate acestui tablou care ne descriu cine este acest Hristos, la care vă invit pe toți să începem să-L urmăm sau să continuăm să-L urmăm. Și primul tablou care ne descrie aceasta este în Luca, în capitolul 9, versetul 18 la 20, și spune așa: într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, alții că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Atunci când te angajezi să îl urmezi pe cineva, este normal să știi după cine te pornești. Și identitatea lui Hristos este deconspirată într-un tablou alăturat cu dialogul pe care Domnul are cu acești trei oameni pe care îi invită să-L urmeze. Pe cine să-L urmezi? Pe Hristosul lui Dumnezeu. Dar ce are așa special acest Hristos al lui Dumnezeu? Cine este? De ce? Bun, Hristosul. Dar cine este? Ce are așa special? Și un alt tablou alăturat este prezentat în aceeași Evanghelie, în capitolul 9, versetul 28 la 31, când a urcat Domnul Iisus Hristos cu trei dintre ucenicii săi pe munte și spune cuvântul lui Dumnezeu că slava lui Dumnezeu s-a coborât peste el și s-a transformat la față. Și dintr-o dată acești trei ucenici, grupul restrâns al Domnului, văd mai mult decât faptul că Hristosul Fiului Dumnezeu. Și pentru ei era confuzie. Cine este acest Hristosul Fiului Dumnezeu? Și dintr-o dată îl văd pe Hristosul Fiului Dumnezeu în toată slava Lui. Și însuși Dumnezeu face această mărturie despre El, că El este Fiul meu cel iubit, de El să ascultați. Și slava lui Dumnezeu îl transfigurează. Ăsta e Hristosul? Ce alte argumente am? I-am văzut slava, dar ce poate să facă? Bun, are slavă, ce poate să facă? Și imediat un alt tablou care ne descrie altceva despre acest Hristos la care suntem invitați ca să-L urmăm. Și versetul 41 la 42, în același capitol, dintr-o dată, în călătoria lor, apare un băiat, spune cuvântul lui Dumnezeu, îndrăcit, posedat de demoni. Și cuvântul Domnului spune așa: pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Hristosul Fiului Dumnezeu
confirmat de Dumnezeu prin faptul că și-a arătat slava prin transfigurare și își demonstrează puterea prin faptul că vindecă, eliberează și face minuni. Și atunci vă întreb pe voi, merită să-L urmăm pe un asemenea Hristos? Avem nevoie în aceste vremuri tulburi de un asemenea Hristos? Se învârt guvernele, se fac mașinații, sperăm în politică, sperăm în soluții economice. Dragii mei, soluția vine de la Dumnezeu. Pot să fie oameni înțelepți și ne rugăm pentru oameni înțelepți care să conducă țări, guverne, națiuni, orașe. Este bine, dar singurul care poate salveze națiunile nu sunt guverne, ci este Dumnezeu însuși, lăudat să fie Domnul. Merită să-L urmăm pe un asemenea Hristos? Un Hristos care este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Un Hristos peste care a venit slava lui Dumnezeu. Un Hristos care are toată puterea în cer și pe pământ. La El vă chemăm. La El vă chem, dragii mei, să continuăm să-L urmăm sau să începem să-L urmăm. De ce L-aș urma pe acest Hristos? Și iată trei situații pe care le vedem la cele trei personaje. Haideți să ne evaluăm acum. Nu cumva îl caut din motive greșite? Nu cumva îl urmez într-un mod greșit? Sunt într-adevăr un om care îl urmează pe acest Hristos sau am avut impresia că îl urmez? Și primul om, primul personaj este în versetul 57, pasaj pe care l-am citit. Și un om vine la Domnul și zice: Doamne, Te voi urma oriunde. Doamne, Te voi urma oriunde. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, Te voi urma oriunde. Iisus i-a răspuns. Și n-am înțeles până când nu am aprofundat puțin textul, ce răspuns i-a dat Hristos? Ce legătură are faptul? Și Domnul îi spune: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și pleca capul. Ceea ce omul acesta spune este următorul lucru: dacă Te voi urma oriunde vei merge, știu că fiind în prezența Ta, nu mă îmbolnăvesc, nu-mi lipsește pâinea, o să am liniște, o să am mintea întreagă și ce bine o să-mi fie. Pentru că mulți îl urmează pe Hristos pentru cât de mult bine le poate face. În Ioan, în capitolul 3, spune cuvântul Domnului că mulți îl urmau, în capitolul 2, mulți îl urmau pe Domnul pentru că vedeau minunile pe care El le făcea. Dragii mei, minunile nu sunt o motivație suficientă ca să-L urmezi pe Hristos. Dumnezeu poate, Hristos poate să facă minuni. N-am negat aceasta, dar Dumnezeu nu face din minuni circ. Și Dumnezeu întotdeauna, când intervine într-un mod miraculos, întotdeauna și întotdeauna, El urmărește un bine etern. Dacă este doar un bine imediat, nu va interveni în modul acesta. Și mulți îl urmau pe Hristos pentru că vedeau minunile pe care El le făcea. Și continuă pasajul și spune: dar Hristos nu se încredea în ei. De aceea, primul lucru, dragul meu, pe care aș vrea să... prima întrebare pe care să-ți o pui dacă... ca să te evaluezi dacă într-adevăr îl urmezi cu adevărat pe Hristos, verifică-ți motivație. Verifică-ți motivație. De ce L-ai urmat pe Hristos? Mulți spun, L-aș urma, nu-L găsesc, nu știu cum să-L caut, aș vrea să mi se descopere, aș vrea să mă apară un semn, așa, undeva... și nu apare, de ani de zile aștept, nu, să-mi vină în vis, să-mi facă, să-mi... ceva aparte. Eu spun o întrebare pe care ar trebui să-ți o pui înainte de așteptarea aceasta. Care este motivația pentru care L-ai alege pe Hristos? Să treci de examen? Să scapi de boală? Să scapi de sărăcie? Să se aranjeze familia? Să se însoare bine nepoții? Mă aduc aminte, mă uitam la televizor și vedeam așa niște femei în vârstă, credincioase. Mi-am dat seama cât de sincere sunt după răspunsurile pe care le dădeau. Erau la o mănăstire, mergeau la ceva moaște, nu știu pe unde. Și reporterii le întrebau: de ce ați venit atâta distanță până aici la moaște? Și uitați care era rugăciunea lor. Zicea: Maică, zice, să fiu sănătoasă,
să ia e bacalaureatul nepoții, să mărite bine nepoata. Și am stat să mă gândesc ce așteptări mărunte de la un Hristos veșnic, de la Dumnezeu însuși. Ce așteptări, ce motivații mărunte. Și eu te întreb acum, care este motivația ta? Vrei binele pe care ți-l poate face Hristos sau îl vei pe Hristos? Ce vrei de la El? Ce-ți poate da sau pe El, pe Hristos? Atâția oameni vor să-L urmeze pe Dumnezeu pentru ce poate să facă Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu vrea să-L urmăm pentru cine este El. A fost un moment critic în viața poporului Israel și Domnul a venit la Moise și a zis: Moise, dă-te la o parte, lovesc poporul și te duc, fac o altă nație din tine. Știi ce a zis Moise? Dacă tu nu vii cu noi, noi nu plecăm. Dacă tu nu vii cu noi, noi nu plecăm. Fără tine, Doamne, nicio clipă. Putea să spună: Doamne, dacă tu îmi promiți, și dacă nu mai vii tu cu noi, dacă tu îmi promiți că duci națiunea asta unde ai, în țara Canaan, bine, uite, fac compromis. Niciun compromis. De aceea vedem în inima lui Moise acest adevăr: fără Dumnezeu, nimic. Dacă veți merge la Castelul Peleș, sper că ați fost pe acolo, e aproape de noastră, pretutindeni vezi scris acest motto: Nihil sine Deo. Nimic fără Dumnezeu. Nu nimic fără binecuvântările lui Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu. Care este motivația să-L urmezi pe Hristos? Ce-ți poate face? Sau vrei să ai o părtășie vie, autentică, zilnică, o umblare cu Hristos? Asta este adevărata motivație. Vine al doilea personaj și al doilea personaj care vine, îl găsim în versetul 59, altuia i-a zis, Domnul i-a zis acum, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. Pentru foarte mult timp mi-am pus întrebarea dacă nu cumva omul ăsta chiar urma să aibă chiar atunci o mormântare în casă. Nu așa se citește. Când omul acesta a spus, lasă-mă să îngrop mai întâi pe tatăl meu, omul acesta a spus așa, după ce va muri tata, voi veni să te urmez. Și deduc eu de aici că, cel mai probabil, omul acesta avea o împotrivire în casă. Și eu fi zis domnului, auzi, n-aș vrea să-l supăr pe tata. Așa că lasă plece, să treacă el liniștit că nu m-am dus după tine și după ce îl voi îngropa, vin după tine. De aceea, a doua întrebare, ca să știu de ce l-aș urma pe Hristos, este: verifică-ți prioritățile. Verifică-ți motivațiile, dar acum verifică-ți prioritățile. În Luca, în capitolul 12, versetul 31, cuvântul Domnului spune așa: căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ceea ce îmi spune mie acest verset, și îl citesc puțin diferit, este în următorul fel. Dacă nu caut împărăția mai întâi, nu o caut deloc. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu se poate căuta mai apoi. Sau caut împărăția mai întâi, sau nu caut deloc. Noi citim de multe ori, sau noi declarăm acest verset de multe ori, căutați mai întâi toate aceste lucruri și împărăția vi se va da pe deasupra. Și dacă ne uităm în oglindă și suntem onești cu noi, cam în felul acesta decurge viața noastră. Dragii mei, nu poate să fie nimic, absolut nimic, prioritar în viața noastră
față de chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o să te duci după El. Nu supărarea părinților, nu supărarea fraților, nu supărarea nu știu cui, nu alte priorități în viață, nu alte ambiții pe care le-am pus în viață, nu să-mi termin școala, nu să mă căsătoresc, nu să-mi termin casa, nu să-mi fac business, nimic, absolut nimic nu poate să intre în competiție cu chemarea lui Hristos. Vino după mine! Dacă nu voi subordona în viața mea totul, absolut totul, chemării lui Dumnezeu, vino după mine, înseamnă că am refuzat unica chemare care are răspuns în veșnicie. Vino după mine. De ce l-ai urmat pe Hristos? Te opresc îngrijorările? Ești îngrijorat că dacă nu îți continui stilul tău de viață, ți se va schimba, știu eu, ți se vor schimba planurile, vei fi părăsit, nu vei mai fi apreciat ca acum. Știți câte compromisuri fac oamenii numai de dragul să fie apreciați, să fie, așa cum spun ei, respectați? Dacă nu vei subordona totul voii lui Dumnezeu să mergi după El, nu ești vrednic. De ce l-aș urma pe Hristos? A venit al treilea personaj. Și în versetul 61, Domnul spune, un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Verifică-ți loialitatea. Această chemare este în mod special pentru cei care cândva s-au oprit și au zis, Doamne, te voi urma. Dar a venit un sezon în viață în care totul s-a năruit. A venit un sezon în viață în care a apărut rutina, obișnuința, ne-am răcit spiritual, ne-am pierdut pasiunea pentru Hristos și pentru Dumnezeu, ne-am pierdut pasiunea pentru slujire, a început să trăim pentru noi și doar pentru noi. Și n-am mai fost loial Lui. A fost poate un moment de vulnerabilitate când viața ta a luat o razna și diavolul a profitat de momentul acela și ți-a dat viața peste cap. Ai avut dreptate să te acuzi pentru că nu era de demnitatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o să aluneci acolo. Și ai crezut că nu se mai poate ieși de acolo. Nu i-ai fost loial lui Hristos și nici celor din jur. Te-ai îndepărtat de El, i-ai întors spatele și ai spus, nu mă voi putea întoarce niciodată înapoi. Și am început să găsim scuze. Că toată lumea face așa, că asta este normalitatea, că numai așa se poate trăi. Principiul pe care îl găsesc în dialogul pe care Domnul a avut cu cel de-al treilea personaj este următorul. Dacă nu ai încredere în Dumnezeu, că El este Cel nu doar care te ridică, ci care te și ține, nu poți să-i fii loial. Ne declarăm un popor creștin și toți românii spun că sunt credincioși. Credință nu înseamnă o declarație teoretică de pe buze. Credință nu înseamnă doar declarația faptului că suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa începe. Asta e primul nivel al credinței. Dar credință înseamnă să umblăm zilnic cu El. Să mă încred în El atunci când lucrurile nu merg cum aștept. Atunci când pierd firma, atunci când pierd sănătatea, atunci când mă trădează oamenii, să continui să rămân loial lui Hristos. Asta înseamnă să-L urmez cu adevărat pe El. Indiferent ce modele și câte compromisuri văd în jur, să rămân
să umblu cu Hristos. A fi loial lui Hristos înseamnă a mă încrede în El. De ce l-ai urmat pe Hristos? De ce te-ai duce după El? Poate că ai decis să te duci. Poate că ai vrut de mult timp să-L urmezi. Poate te-au încurajat cântările din seara aceasta. Dar poate ești confuz. Vreau să-ți pui aceste teste. Și indiferent dacă îl urmezi pe Hristos mai de mult sau vrei acum să începi să-l urmezi pe Hristos, puneți la inimă aceste teste pe care Hristos le-a pus în fața celor trei personaje, în acest tablou extraordinar al urmării lui Hristos. Verifică-ți motivația. Ce vrei? Ce-ți dă Hristos sau pe Hristos? Vă aduceți aminte că Domnul i-a împlinit promisiunea lui Avram și i-a dat un fiu. Dar tare am impresia că atât de mult a început să-l iubească pe fiul acesta, pe Isaac. Am senzația că a început să-l iubească Avram mai mult pe Isaac decât pe dătătorul lui, pe Dumnezeu. A venit o vreme în care Dumnezeu a zis, trebuie să te vindec. Și a zis, adu-mi-l jertfă pe Isaac. De ce? De ce să-l aducă jertfă? Pentru că este un loc în inimă. Ascultă-mă bine ce spun. Este un loc în inimă care nu trebuie să intre în competiție cu nimic, cu Dumnezeu, în care doar Dumnezeu are voie să fie. Și dacă ți-ai pus ceva mai adânc în inimă decât Dumnezeu, s-ar putea în dragostea Lui să intervină Dumnezeu și să nu-ți convină. Dar atât de mult te iubește Dumnezeu încât va lua lucrul acela, pentru că locul acela este numai pentru El. Vei spune atunci cât de dur, cât de rău m-a părăsit Dumnezeu. Nu te-a părăsit. Pentru că nu te-a părăsit, îți ia lucrul acela din inimă ca să încapă El acolo. Care ți este motivația? Vrei binecuvântarea sau pe Hristos? Verifică-ți prioritățile. Dacă te-aș întreba acum, care este primul lucru care vrea să ți se întâmple în viață? Ce ai vrea să ți se întâmple în viață? Acum, cât de repede? Primul lucru care îți vine în minte? Nu te gândi mult. Care este lucru pe care ți-l dorești cel mai mult? Acum! Acela este prioritatea ta. Este El Hristos? Sau ne înșelăm? Și acum vrem să cântăm cântarea aceasta. Cântarea aceasta se leagă de ei. Brandon și Andrew erau 3 ani și 2 ani când am scris această cântare în anul 1997. Eram confruntat cu o frică de moarte în sufletul și în mintea mea și strângeam frunzele în spatele casei și Dumnezeu mi-a adus aminte de versetele din Psalmul 46 și Psalmul 11 și Dumnezeu mi-a făcut bine și a trecut ani și uitați-mă că n-am murit și sunt prin harul Domnului împreună cu dumneavoastră și cu familia mea și mulțumim lui Dumnezeu. Să știți că Domnul este cu dumneavoastră și a fost cu familia noastră lărgită, familia Damian și familia mea împreună cu Luminița. Vreau să fie și cântecul acesta o îmbărbătare pentru dumneavoastră. Ești cu mine mereu. Dumnezeu este adăpost și sprijin, un ajutor ce nu lipsește niciodată nevoi. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea în care mă încred. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu,
orice ar veni, pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. Domnul, voi fi cu el structurare, voi izbăvi. Când mă va chema, îi voi răspunde. Sunt Emanuel, eu sunt Dumnezeu. Același era și în veci neschimbat. Mai este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc. Mai este loc.